Mai bine de jumătate din bugetul pe acest an al județului sunt fonduri destinate dezvoltării. Cu bugetul votat recent, conducerea Consiliului Județean are planuri clare care vizează mai cu seamă infrastructura. Este vorba despre multe tronsoane de drumuri județene, dar și de finalizarea lucrărilor la unitățile medicale din subordine sau îmbunătățirea condițiilor oferite turiștilor care ajung în stațiunile montane. Un buget acceptabil. Un buget în care ne putem permite să facem multe, multe lucrări a noastră, multe investiții, sigur și un buget în care trebuie să dăm și pentru funcționare atât pentru Consiliul Județean Hunedoara, cât și pentru unitățile din subordinea Consiliului Județean. Este lăudabil că prin metoda în care am construit acest buget și l-am supus votului consilierilor județeni, am reușit ca 47,5% din buget să fie pentru funcționare, iar ce este mai important, 52,5% din totalul bugetului județului Hunedoara să fie pentru dezvoltare. Este un lucru extraordinar. Faptul în sine că am putut să alocăm mai mulți bani pentru dezvoltare în acest an este un lucru extraordinar. Pentru buna funcționare a Consiliului Județean, dar și a tuturor instituțiilor din subordine, sunt prevăzute fonduri care reprezintă 47% din suma totală. Pe lângă banii din bugetul de venituri și cheltuieli, președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, spune că s-a decis accesarea unui împrumut de 29 de milioane de lei. Am luat un credit pe 5 ani de zile, adică pe 5 ani de zile, pe mai mulți ani de zile, dar noi vrem să-l folosim în vreo 4-5 ani de zile, fiindcă trebuie să înțelegem un lucru. Fără credite nu poți să faci dezvoltare. Dacă stăm numai pe bugetul Consiliului Județean, veac nu vom putea face anumite lucruri pe care oamenii care sunt mai în vârstă să le poată vedea că s-au făcut. Și ca atare, deci, per total, anul acesta, avem un buget de 374.742,46 lei. Fonduri substanțiale sunt îndreptate către reabilitarea infrastructurii rutiere, cu atât mai mult cu cât județul are cea mai mare rețea de drumuri județene din țară, peste 1.350 de kilometri. La proiectele finanțate din bugetul județean se adaugă cele câștigate pe fonduri europene. Doar cofinanțarea acestora se ridică la 4 milioane de lei. Urmează infrastructura turistică. Nu în ultimul rând, ne-am hotărât că anul acesta să finalizăm lucrările de introducere a apei potabile în stațiunea Straja, în care am alocat 2.000 lei și finalizarea de introducere a apei potabile în pasul Vulcan, în Valea Jiului, în valoare de 1.826.000 lei. Deci sume considerabile. Și cât o fi o președinte al Consiliului Județean, nu voi accepta să facem lucrări doar de mântuială, ci să facem lucrări de calitate. În primul rând, pentru două motive. Banul public nu trebuie să ne bate în joc de el. Trebuie să-l administrăm foarte bine și tot ceea ce facem, să-l facem cu mare grijă și de calitate. Tot în Valea Jiului, Consiliul Județean investește în altfel de exploatare. Peste 1,5 milioane de lei sunt destinate achiziționării minei Petrila, unde clădirile de patrimoniu vor fi puse în valoare și transformate în spații culturale împreună cu cei de la Planeta Petrila.